Salut, salut, bună seara. Pe mine o cheamă Vlad Bilz. O să încep prin a vă povesti lucruri pe care n-au vrut să mi le difuzeze la Ai Umor. Nici nu știu de ce, mie mi-au plăcut, nici măcar n-am înjurat. Așa, prima glumă. Voi v-ați gândit vreodată că oamenii închiși la culoare n-au fost închiși numai la culoare? Da, nu știu de ce n-au difuzat-o, mie mi-a plăcut. Așa, eram odată spart pe LSD. Și mă ciupeau țânțarii. Și mă uit așa la ei și le zic că, hei, las că vedeți voi în jumătate de oră. La un moment dat eram dependent și de boabe, la modul că și când răceam, mușcam nurofenul pe jumate. Ia uite ce râdă acolo, dacă eram de la Diicot, belea spula pentru râsul ăsta. Așa, hai să vă povestesc câteva lucruri despre mine. Voiam recent să mă apuc de școala de șoferi, dar na, e greu cu școala de șoferi, știți și voi, că e greu cu traficul în București. Ziua e aglomerat, noaptea sunt beat. Nu pe bune, chiar e greu cu traficul în București. Acum câteva zile era să lovesc un biciclist. Era să lovesc un biciclist cu pumnul în față. Cum se întâmpla? Păi mergeam liniștit pe stradă și la un moment dat vine cu viteză unul de la Food Panda. Cu claxonul ăla de căcat, un porumbel care moare, se aude mai tare decât claxonul ăla. Și vine fraierul ăla cu viteză spre mine și aveam așa o inițiativă să-i dau un pumn, să-l distrug, să-l dărâm pe fraier. Deci știți cum? Că am problemele alea la fizică. Vă știți problemele alea la fizică? Dacă un biciclist vine dintr-o direcție cu 10 km la oră și pumnul tău din cealaltă direcție cu mai mulți kilometri la oră, care o să reziste mai mult? Și tu acolo ești elev la liceu? Ce problemă de căcat când o să-mi folosească așa ceva în viață? 3 ani mai târziu ajungi la facultate în București și te calcă Food Panda. Și ești la modul, oare vor putea 30 de newton și un pumn să distrugă bicicleta asta? În primul rând, n-am nimic cu bicicliștii, dar ce caută bicicliștii pe trotuare? De ce nu merg pe autostradă să moară ca niște bărbați? Și am avut așa o inițiativă, să-i dau un pumn, să-l distrug pe fraier, să-l dărâm de pe bicicletă. Dar după aia ce se întâmpla? Că venea toată lumea în jurul nostru, toată lumea, vai, dar ce s-a întâmplat aici? Ei, am bătut un biciclist și 4 ciorbe. Voi vă dați seama să fie un băiat în cealaltă parte a orașului care încă așteaptă ciorba aia? Să fie la modul, bă, dar ce s-a întâmplat, că au trecut 3 ore? Nu se poate așa ceva, o să dau o stea la aplicația asta. Că așa e când ești biciclist la Food Panda, iei 2 pumni, mai iei și o stea. Ia uite ce râd ăștia de la Glovo, mânca mi-a spus. Bă, dar pe bune, nu că am ceva cu bicicliștii, bă, dar ăștia care livrează mâncare, deci ăștia sunt cei mai proști oameni, ăștia sunt ăia care n-au reușit în viață, deci știți cine livrează mâncare pe bicicletă? Ăștia sunt ăia de la liceul tehnologic care colorează luceafărul. Pe bune, știți cine sunt oamenii ăștia care livrează pe bicicletă? Voi vă mai aduceți aminte? Când erați la liceu și stăteați liniștiți în banca voastră, și la un moment dat vine colegul ăla, hai coaie să chiulim de la religie. Și tu ești acolo, nu, că ne vede Dumnezeu. Și ăla, e, haide, ce o să ne facă? 3 ani mai târziu livrează tăiței pe bicicletă. Iarna în militari. Și așa, nici nu mai aduc aminte de unde am plecat cu asta. Așa, și băi, ce voiam eu să vă spun de fapt e că e foarte greu cu traficul în București, că toată lumea se ceartă cu toată lumea. Pietonii se ceartă cu bicicliștii, trotinetele cu motocicletele, taxiul cu tramvaiele. Voi vă imaginați să lovească un tramvai, un taximetrist, să se strângă toți pelicanii în jurul lui? Să se strângă toți pelicanii, cra, cra! Să încerce să-l deturneze ca în GTA. Auzi, boss, îți dau Loganul, îmi dai tramvaiul?
Da, și în rest vreau să vă spun că îmi plac femeile. Foarte subtilă trecerea, știu, mulțumesc. Așa. Și am ajuns la un moment dat cu o tipă la mine acasă și eram puțin stânjenit că nu aveam cu ce să o impresionez. Cu ce puteam să o impresionez? Cu televizorul meu chinezesc de la Hitachi? Bă, nu că am un televizor, deci am un televizor care nu că a fost făcut de niște copii chinezi, dar a fost făcut de niște copii chinezi care n-au luat bacul. Dacă nu eram zgârcit și mai puneam niște bani în plus, îmi luam un televizor de la Samsung și știam că toată naționala Chinei la fizică lucra la televizorul meu. Deci credeți-mă, până și telecomanda de la Samsung e făcută de un băiat care a luat mențiune. Eu că n-am avut bani, am un televizor făcut de Colegiul Economic Taipei. Și... Bă, și până la urmă ajung cu tipa asta în pat, ajung să ne futem, m-am gândit la toate filmele porno pe care le-am văzut. Că așa e, te gândești la toate, eu am și folosit filmele porno ca să mă educ în viață. Pe bune, când eram mic, maica mea nu mă lăsa să ies afară din casă să mă joc cu copiii și nu știam multe lucruri. Nu știam, de exemplu, ce înseamnă lapte gros. Și am intrat pe un site de filme porno să caut asta, am găsit un film lapte gros, fata asta are un viitor frumos. Am mai găsit alt clip, laptele e gros, dar pereții sunt subțiri. Oh, vai ce trist. Și ajung la un moment dat să mă fut cu tipa asta și o iau de cur, o mușc, mă ia de pulă. Da, la un moment dat mă întreabă, cică, ai prezervative? Și zice, că dacă n-ai prezervative, nu ne futem. Și zic, stai liniștită, la ce mort sunt să zici mersi că mi se scoală? Și ea tot încerca să fie serioasă cu mine. Nu, să știi că dacă n-avem prezervative, nu ne futem. Și zic, stai liniștită, dragă, bolile mele sunt majoritatea mentale. Cam atât am avut, mulțumesc frumos. Salut, sunt Vlad Bilța, am venit aici să vă spun să ne dați nouă subscribe, pentru că ne ajută foarte mult să ne dați subscribe pe YouTube. Bă, frate, nu se mai dă subscribe cum se dă înainte. Pe vremea lui Ceaușescu stătea lumea la coadă să ne dea nouă subscribe. Stăteau la coadă și le ziceam, nu mai e subscribe, ne dați pe Instagram, nu pe YouTube, ne dați pe Facebook. Aia, haide domnule, dă-ne subscribe, nu era așa ușor. Dați-ne, vă rog, subscribe, avem o super ofertă pentru voi. Vă dăm bilete să ni le cumpărați dacă ne dați și subscribe și like. Și să ne dați, avem și poze cu girafe, avem tot ce vreți. Înainte era mai ușor, intrau copiii să învețe la biologie, se duceau după aia la clipuri cu rachete spațiale, ajungeau până la urmă la noi să ne dea subscribe. Acum pula, școala online nu ne mai dă nimeni.